Bună dimineața! Am aprins și o lumină aici, dar nu vrea să vede. Dacă punem mai bine în față. Uite așa. Am plecat la București. Aici la mine în Ploiești. Cu două, trei borcane care le vând eu de miere. Nu prea mai merge treaba. Sunt nevoit acum să plec mai departe la capitală. Am aproximativ 100 de kilometri dus, 100 întors. Acolo vând mai bine, na, că orașul mare. Avem unde vin de acolo. Bineînțeles că plec foarte în regulă la mine, că acolo e jale. Dacă m-a prins poliția că vând pe drum un borcan de miere, legea este confiscarea mărfii. Așa că trebuie să mă încadrez, să fiu legal. Sunt nevoit să plec dimineața, fiindcă merg la o instituție unde dacă nu ajung dimineața acolo, nu mai prind loc de parcare. Și dacă nu prind loc de parcare, vă dați seama ce ar însemna să încep să car borcanele cu miere la nu știu ce distanță. Și uite, în felul ăsta mă descurc și eu. Acum pot să zic că plec și eu la servici de dimineață, așa, ca tot om. Știți cât de ceasul? Ora 6:10. Nu mai m-am trezit la ora asta. Nu mai țin minte. Adică tot așa, când plec la București. Doar atunci mai mă trezesc. În rest, știți cum am zis eu, că am viață de director. Ia uite ce frumos se vede cerul. Se vede mai frumos în telefon. Bun, păi revin cu filmare când ajung în capitală. Și am ajuns la capitală. Trecem prin pasajul, cred că aviatorilor, nu știu cum îi zice aici. Ba nu, pasajul Piața Presei. A venit țăranul la București, mă. Eu sunt de la țara, mă. Sunt numit țăran de București. Hai să vedeți ce vă vinde țăranul miere acum. Nu râdeți, mă, de țăran. Că uite, noi ne chinuim să producem miere cu albinuțele. Alții produc brânză de văcuță, legume, fructe, toate. Dacă nu mâncați din supermarket, mâncați de acolo. Miere made in China. Bă, de ce nu fi scris pe borcanul ăla, mă? Miere chinezească. Bă, dacă e adusă din China, de ce nu scrie mare pe aia? Miere chinezească. O, laptele ăla care îl face, nu știu din ce, să zică lapte fals? Păi dacă nu-i de la vacă, cum să zici, lapte de vacă? Brânza aia de 10 lei sau nu știu, 12 lei, să zică brânză falsă. Și brânza adevărată, aia de 30 de lei, 40 de lei. Deci cine e de vină de nu să scrie pe etichetă așa cum trebuie? Cine o fi de vină? Asta-i. Asta e țara noastră. Mergem înainte. Deci cei care doriți produse adevărate, bio, cumpărați direct de la producători.
cumpărați direct de la producători, că păi jale. Am luat mă odată niște brânză din aia. Haide să vă spun. A, nu știu, la un magazin. Și zic, un kilogram de brânză. Acum vânzătoarea mă cunoștea. Zice, păi nu mai avem brânză de aia bună. Adică o brânză care era vreo 30 ceva de lei. Păi zic, nu aveți? Păi și de care aveți? Zice, aveam de asta mai ieftin. Nu știu cât era, mă, 14 lei, nu știu cât era. Acum zic, dacă n-avea, eu, mie cam place brânza cu roșii. Și zic, hai, dați-mi din aia, dar dați-mi mai puține, tăiați-mi așa două, trei fele. Am luat mai puține din aia. Băi, brânză de 14 lei, ce brânză e aia? Deci eu numești, mă, brânză dacă nu e. Băi, când am băgat în gură acasă, bine, nu acolo în magazin, am ajuns acasă, tai și eu din ea cu roșii. Mă, cum să zic, plescăiam la ea, nici nu puteam să o mai înghit, nici să o mai spui, s-a lipit de dinți, zicea că e gumă de mesticat. Mă, zic, ce am cumpărat, mă? Nu mai știam cum să o mai scot în gură. În halul ăsta am ajuns. Așa că eu vă dau un sfat bun la cumpărați direct de la producători. Că e brânză, că e miere, că e lapte, că e legume, fructe, orice, tată. Luați direct de la producători, chiar dacă e mai scump. Cumpărați direct de la producători. Cam asta e. Bun. Vă las că n-are rost să mai filmez pe aici. Încă după aia sunt urmărit. Gata. Mi-am parcat-o aici regulamentar. Pentru că dacă eu nu veneam dimineață, nu mai găseam loc de parcare. Și acum plec la o plimbare pe aici, pe jos, pentru că vreo 2 ore am de așteptat. Ia uite, bă, și-am uitat să-mi iau roata. De fiecare dată când vin în București, îmi luam roata cu mine. De data asta am uitat să o iau. Am luat-o la pas, așa, ușurel. Mușeilor. Ne dai greu. Ia uitați-vă. Ne-a dat cineva o pungă de greu. Trei pungi le dați? Nu suntem la glina. La glina în pan. Da, uite. Hai, după ei. Bagă. Bagă furca în el. Asta e porția lor în fiecare zi? Fiecare zi. Trei. Are urc. De-aia vine. Hai, știe că le dați în fiecare da, zi. Da, da, de-aia vine. Dimineața la 4 ori. Da. Are magazin persoana asta care le-a dat greu. Zice că în fiecare zi le dă așa. Mamă, ce druga. Mi-e frig la Kelly. Și zice că vin porumbei singur. Știe că dimineața le dă greu. Și vin și le așteaptă la magazin afară. Fac și o mică filmare aici la mult, târg. Cred că toată lumea știe despre cum se întâmplă și de-aia se și împlinesc în cadrul târgului să mai discute între ei poate eventuale oportunități să facem. Cât de cât așa. Salut. Și mulțumesc invitațiilor, au onorat cu prezența ieșilor.
aceste de calitate autohton și din care vă rugăm să degustați și să vă bucurați de ele. Da, mulțumesc, doamna directoare. O să rog pe doamna Șurlea, directoare de la APIA, cu care noi, cum spuneam, colaborăm de mulți ani și foarte bine. Ne cunoaște poate mai bine decât ne cunoaștem noi între noi și ce dorim și ce putem. Și din acest punct de vedere, poate ne spuneți câteva vorbe despre stadiul în care sunt socotelile cu Planul Național Apicol, pentru că apicultorii așteaptă disperați aceste resurse financiare să se reîntoarcă spre ei. Vă rog. Apicultorilor care vin și accesează fonduri. Suntem în faza de controle, nu pot spune acum cam ce sume vor fi decontate. Depășiri sunt la toate programele, la toate măsurile care le avem în program, deci ca urmare lucrurile probabil că vor fi diminuate. Și cam atât pot spune despre programul în momentul acesta. Asta, după cum știți, se face pe 15 octombrie și mai durează puțin până avem toate datele și toate controlele încheiate. Mulțumim! Bună dimineața, vă spun și eu. Domnule președinte al Asociației Crescătorilor de Albine, excelența domnul ambasador Artur Matli, excelența sa doamna ambasador Dan Stancici, doamnelor și domnilor din reprezentația autorităților statului, prietene albinelor și consumatori ai produselor apicole. Eu vă spun bun venit. Dacă aveți probleme cu albinele și vreți să le protejați, apelați cu încredere la Asociația Crescătorilor de Albine. O echipă de voluntari patrulă apicolă urbană le va ajuta și vă va ajuta și pe dumneavoastră. De asemenea, cei care doriți să intrați în tainele stupului, vreți să cunoașteți, vreți să vă apropiați de ele, vă invităm la cursurile pe care le urmează Asociația Crescătorilor de Albine. Revin cu filmare, deci la magaricultorului. Ia uitați-vă aici, cleștele minune. Foarte bun. Deci la 70 de lei îl găsiți la magazinul apicultorului, care vine aici la târg. Îl găsiți deși mâine, sâmbătă și duminică. Și numărul de telefon. Dacă nu se vede. Ia să vedem aici. Asta de sus, 0720-242-156. Deci care vreți puteți să dați comandă, nu are prea multe. Deci care sună primii poate să cumpere acest clește. Bun, în rest la aici, la magazinul apicultorului, găsiți cam tot ce aveți nevoie. Bineînțeles că puteți da comandă online. Am ajuns aici la un domn apicultor, cum vă numiți? Gabiniță. Domnul Gabiniță, văd că aveți aici miere de salcâm, mană, ce mai aveți? Rapiță. Oțetar. Oțetar, păducel. Coriandru. Deja aveți în ramele astea aici? Acolo este tei. Tei, miere de tei. Ce aveți acolo? Văd că aveți un borcan. Da, este miere de mană. Miere de mană. Se poate gusta? Da. Gustați, vedem ce... Ia, să dăm o notă aici, nu? Da, o notă, exact. Mana de la ce e sau din ce zonă? Asta este din Râmnicu Vâlcea. Eu n-am avut niciodată mană. Da, gustul e ok. Da. Niciodată n-am făcut gustul primei mană. Da, este ok la gust. În rest, ce ne puteți spune anul acesta? Ce va merge cel mai bine? Ce cules? Salcămă. A mers bine salcămă, nu? Salcămă. La tei? La tei la mine nu e, stau pe vatră, i-am stupit în Andronache, lângă pădure și prima dată a băgat oțetar, am avut cam 7-8 kg, iar pe urmă a început teiul și am avut cam până în tot așa 7-8 kg de tei. În rest, poliflora nu am scos-o pentru că
am lăsat doar un singur rând de caturi și am descăpăcit-o și au tras-o jos toată. Adică floarea soarelui ați avut? Sau? Nu, floarea soarelui nu am pe vatră unde sunt. Și rapiță ați făcut? Rapiță, da. Ați făcut rapiță. A, aveți aici deja. Rapiță. Da, oricum anul ăsta a fost bun salcâmul, că restul nu prea au fost așa. Nici eu n-am făcut la tăi, nu mi-a mers deloc. Floarea soarelui așa și așa. Rapița a mers, rapița a mers. Rapiță și salcâm. Da, bine, eu pe vatră aici la București am în jur de 140 de familii. Și mai am la părinții mei la Oltenița, mai am și acolo încă în jur de vreo 100. A, aveți, aveți de 100. Bun, dacă cineva vrea miere, unde vă găsește? Pe fiecare borcan de miere este un bănuț, un hexagon, da? Care acolo scrie unde poate găsi mierea. A, aveți numărul un număr de telefon aici. Deci 0721 da. 243 614. 614. Dar vine mâine. Mâine, mă mâine și duminică sunteți aici. Da, la Târgu Apicol, la aici, la București. Ok. Bine. Vă mulțumesc și vânzare bună. Vă salut. Vă salut. Cum te numești? Răzvan. Mă, Răzvan, eu am mai fost la tine și anul trecut. Deci tu vii la târg în fiecare an, nu aici? Da. La București. Deci anul ăsta... Și la alte târguri, nu? Adică târguri Apicole în alte părți. Ah, am înțeles. Deci cam le faci pe toate. Încerc, foarte greu, foarte greu. Anul ăsta cum ți-a mers cu stupii? Anul ăsta a mers bine. Teiul n-am mers. Nici la mine, da, n-am mers. La tei am făcut într-o săptămână de zile, cât am făcut anul trecut într-o singură zi. Da, mă, nu. Și ai extras ceva tu? Nu, nici eu n-am extras. N-a fost. Bun, însă salcâmul a mers, nu? S-a mers bine. A fost bine, da. Rapița? A mers și rapița, dar cel mai bine poliflora, că floarea soarelui... S-a mers poliflora. Da. Aha. Bun, în rest așa, ești mulțumit? Adică eu anul sunt ăsta? Mulțumit de anul ăsta, anul Dumnezeu, una peste alta, chiar dacă nu a mers teiul, am scos cumva pârlea alea pe... Poliflora. Pe poliflora, da. Și a mers și salcâm, a fost bine. Bă, dacă ești mulțumit, e bine. E un an bun. Da. Aici, cu vânzarea, asta cum e? Baza. E bine, așteptăm să fie și mai bine, nu e foarte mare aglomerație, dar e bine. Deci bă, că ai de toate aici, și polen, aici ce ai? Bucătină? Da, am de bucătină, da. Și aici? Am luat un aparat din azi, aici e propolis brut, a, propolis. Căpăceală. Aici căpăceală, nu? Da. Aici ai pus rapiță cu? Rapiță cu poliflora acolo. Rapiță cu poliflora. Da. Vă că ai scos și rame așa cu totul. Da, nu le-am mai extras. Asta e de la... Asta e de... La polifloră, știi? Floarea soarelui. N-am extras 3 caturi. Le-am pus deoparte și le vând... Ori da, așa, cine vrea rama cu totul. Ori... Da. Sau... Vă că ai și miez de nucă cu miere. De ce ai pus acolo? Ce miere? Salcâm? Salcâm, că dacă cristalizează să... Ah, am înțeles. Da. O, ai și miere de mană, da. Am din toate. Da, da, da. Și miere de oaluri. Da, am văzut o rapiță și poliflora. Da, 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 da. Am pus aici. Băi, da, asta cum aici ai pus? Am pus și câteva rame de salcâm deoparte. Și aici am pus fagure. Fagure de la salcâm. Dar de exemplu asta poliflora. Așa, cât stă așa până cristalizează? Păi asta, știi care e treaba? Eu am făcut o chestie. Uite, asta e problema, cristalizează și mi-am făcut... Știu, ai borcanul așa, pregătit dinainte. Pregătit, dacă rămân fără ele, să pun lichid, că așa e mult mai frumos. Adică pui aici câteva, le-ai vândut, mai pui miere, da, după da, aia, da, am da, înțeles. Da. Și aici ce ai? Am pus mai mult, aici e un mixt, am pus eu vreo
Un sac. Vreo 4-5 kg, 4 kg și ceva, aproape 5 kg de mire de salcâm, un kg jumate de polen măcinat. Și am pus vreo propolis, tintură de propolis, da, vreo. A, ca un imunizant, imunizant așa, da. S-a dus mâine. Bine, deci dacă cineva vrea să vină la tine să ia mire, poți să lași un număr de telefon? Avem, da. Păi zi numărul. 0769-849-756 și suntem și în Câmpina, la piață. Avem în Câmpina. Da. Deci asta este cliantul nostru. Da. Deci dacă vine cineva la voi mâine, sâmbătă și duminică, vă găsește aici. Aici, da. Suntem... Ok, bine, mulțumesc, sănătate. Vă salut. Bună ziua, bună ziua. Cum vă numiți? Bine ați venit la Stupina Ignat. Numele? Marius. Domnul Marius. Băi, pe mine m-a atras aici, zic, băi, ce miere are el aici neagră așa, mă? O miere foarte interesantă din Rusia, din munții Altai. Ma. Deci ar fi mană de conifere. Exact. Interesant. Și asta la cât este? La 100 de lei. 100 de lei borcanul ăsta mare? Da. La, și ăsta micu? Borcanul la kilogram. 50 de lei. 50 de lei. Băi, ce-am mai văzut eu la tine aici? Niște cuțite foarte vechi de descăpăcit. De unde sunt astea? De la bunicul meu. Deci de la bunicul tău? Și au vârsta de 85 de ani. Deci 85 de ani au cuțitele astea. Astea au fost făcute, manual acasă. Făcute manual, da. Că nu se găseau atunci. Făcute manual, exact. Da, interesant. Și i-ai furat și eu afumător. Da, da, da. M-am dus în pod și i-am împrumutat acest instrument. A, nu, ăsta cum a fost? Cum ți-a mers, de exemplu, la salcâm, nu? La salcâm 1, 2 mi-a mers bine. Cel de munte mi-a mers bine. Restul Teiu, nu pot lăuda deloc. Deloc, ca la deloc, mine, deloc. Deloc. Poliflora? Așa. Rapiță ai făcut? Rapiță am avut în 3 locații și într-un loc am rămas fără cărătoare, fără cap, fără albină în cap. Și după aia ai mai avut albina la salcâm? Am lucrat cu familia ajutătoare. I-am dus acasă și i-am ajutat la greu. I-am adus la 8 rame de puiet. Ca să poți să faci salcâm cu ei. Să poți să facă, să intru cât de cât în salcâm. Norocul meu că nu m-am dus cu tot eficient. Ai mai avut stupi acasă. Am avut stupi acasă, da. Da. În rest, polen, asta de la ce? Polen. Pom fructiferi. Din primăvară, polen. Îmi place că ai niște etichete frumoase aici. Da, vă mulțumesc pentru apreciere. Deci dacă mâine, sâmbătă, duminică, vrea cineva să cumpere de la tine, mai ales mierea asta de mană, să mă caute, munte. Stupina Igna, îi aștept cu mare drag. Telefonul poți să-l lași? 0766-295-147. Vă aștept cu mare drag. Bun. Băi, asta cred că... Diferită. Dă mă să gust, poate un băț aici, că-s curios să văd. Poftiți, la toată lumea ne dăm să guste. Hai să vedem ce ne arăți aici. Poftiți, cu mare drag. Mamă, ce neagri. Da, da. Ia să vedem ce este. Când cristalizează, devine un pic... Bă, eu spun ceva, dar să nu mai audă nimeni. N-am gustat la nimeni așa bun. Da? Mamă, extraordinar. Da. Vă mulțumesc pentru asta. Dar văd că am luat un borcan de mană? Da. N-are da. Gustul asta. Da, e ceva diferit. Băiatul ăsta te trage tipul ăsta de miere doar o singură dată pe an. Are contract cu industria farmaceutică. Bă, dar de unde o facem, mă? În vârf de munte, unde? Da. Nu spui locația? Nu știu, nu spun că... Băi, gustul extraordinar, da. Deci amărui așa, îmi place tare. Da, da, da. Bun, păi dacă e cineva o să te sune, sigur că și m-aș bucura să sunteți? Ai vânzare. Vă mulțumesc pentru apreciere. Bun, sănătate. Sănătate. Gata, cam atât pentru astăzi. Am vândut și eu ceva miere astăzi, am dat binișor. Am trecut și pe aici pe la târg. Și mâine să vin din nou. Deci mâine sâmbătă, adică. Duminică nu cred că mai pot să vin. Bun, cam atât. Sănătate și numai bine.